Ne întreabă unii, de ce nu acceptați domnule, de ce vă împotriviți soluției croitorului, nu vreți binele țării, politic... Chiar și în discuția online, da, foarte mulți cititori, da, da. hot news, v-au exact. asta. politic, logic și cronologic... Soluția apărută cu majoritate în spate este Ioanis. Deci, întrebarea trebuie pusă domnului președinte Băsescu: De ce te opui acestei soluții? Iar răspunsul iar răspunsul, dat de domnul Băsescu poate fi acceptat de la un copil de grădiniță, de la un adolescent, de la un tânăr care nu are legătură cu politica și care spune: Domnule, nu-mi place, domnule, nu-l mare sau are ochii verzi și nu negri. Coaliția de la Grifco, asta nu e un răspuns de președinte. Asta nu e un răspuns de președinte. Coaliția de la Grifco este majoritatea parlamentară din Parlamentul României, adică din țara sa. Este expresia voturilor cetățenilor români care i-au făcut pe acești oameni parlamentari, șef de partide, cum l-au făcut și pe domnul Băsescu președinte. Nu se poate face în felul acesta. Mie nu-mi convine ceva, deci vedeți, mai gândiți-vă. Asta se putea face în Franța anumitor secole,